ne-am propus să vă arătăm cât de multe lucruri poți vedea în Egipt în doar 4 zile. Primele două le-am petrecut într-un resort din Hurghada, de fapt, pe fundul Mării Roșii, la snorkeling și scufundări. În ultimele două zile vrem să călătorim înapoi în timp, în vremea faraonilor. Ne trezim. Ce ceasul? 4:20. Bună dimineața! Am primit micul dejun, la ora 5 dimineața. Thank you, bye! Thanks, bye! Trebuie să ajungem cumva de la Hurghada la Luxor, în Valea Nilului. În Egipt nu ai voie să circuli peste tot cu o mașină închiriată, dar poți lua autobuzele locale. Mai confortabil, dar și mai scump, este cu grupuri turistice organizate. Din comoditate, alegem această ultimă variantă. Cei 70 de euro de persoană pentru o excursie de o zi, ce include vizite la templul din Karnak, Valea Regilor, templul lui Hatshepsut și masa de prânz, nu ni se pare deloc mult. Tot la oră se opresc pentru 3:14, adică pipi și mâncare. Plin de turist. Deci nu știu, în nicio altă țară nu a fost atât de rău ca aici, la modul că dacă ești blond și frumos și dacă mai ești și femeie pe deasupra, chiar ai o problemă. La modul că se uită agresiv la tine, adică nu se uită așa cu admirație sau mai știu eu ce chiar. Și de ce Maroc la puterea 10? Zice, bună ziua, de unde ești, Alibaba? Câte cămile îți dau pe soția ta? O frumoasă, ai grijă de ea și se uită după tine. Nu exagera, că nu e mult mai rău decât în Maroc. Cam de vreo 10 ori. Până acum, nu e adevărat. Cam același ca la pod. Deci, cam același ca la pod. Drumul durează 5 ore, dar nu e timp de plictiseală. Ajungem la Luxor, unde primul loc ce îl vom vizita va fi celebrul templu din Karnak. Complexul de la Karnak face parte din Teba, capitala Egiptului antic și cuprinde numeroase temple, capele, coloane și alte construcții. Diferența majoră dintre Karnak și alte temple egiptene este perioada mare de timp în care a fost dezvoltat și folosit. Construcția a început în timpul regatului de mijloc, în jurul anului 2000 înainte de Hristos și a continuat până în anul 30 după Hristos. Bă, deci e imposibil, bă, deci prețurile astea pentru turiști, adică 1 euro, intrare la toaletă, o budă publică, 1 euro, deci e incredibil. Asta. Ramses, al doilea, care are 90 de ani. Ce să zic, că ce porcărie că Ramses al doilea a avut voie să se căsătorească cu fetele lui, cu 3 fete. Și câți copii au avut? 210. Dar dacă nu avea excursie organizată cu ghid, adică nu știa să-ți povestească chestiile astea. De cap. După ce în anul 356 după Hristos, împăratul Constantin a interzis toate templele păgâne, Karnak a fost abandonat și îngropat sub nisip timp de peste 1000 de ani.
a fost menționat din nou abia în anul 1589 de către un călător venețian, dar lucrările de excavare și restaurare au luat amploare abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în timpul ocupației napoleoniene. Cel mai mult ne impresionează sala mare a templului, care are 500 de metri pătrați și 134 de coloane gigantice așezate în 16 rânduri. Întrebare întrebătoare, să merg să înconjori și eu statuia de 7 ori. Măritată îți, dar... Deci dacă înconjori de 3 ori ai noroc și dacă înconjori de 7 ori ești extra fertilă sau mega fertilă sau cum se deci cheamă. Deci vrei copii? Da, hai să nu mai înconjurăm acum statuia, că nu mai avem timp. Nu avem timp, nu? Fie data viitoare. Păi eu am văzut și un bărbat înconjurând acolo, ăla cred că o să fie mega fertil. Și că bărbații n-au voie. Nu au voie să înconjoare de 7 ori pentru fertilitate și pentru căsnicie, dar au voie pentru noroc și pentru altele. Deci bărbatul ăla a înconjurat de 7 ori. N-ai văzut bine, ori vrea să nască el, ori n-a înțeles bine ce a explicat Ghidu. Termină că n-ai văzut bine. Bă, fii atent, tipul ăla de acolo. Tocmai de tipul ăla vorbea, așa cum am numărat, are 6 copii, oare de câte ori mai fost în Egipt? Zice că în zilele noastre, în Luxor, jumate sunt musulmani, jumate sunt creștini, adică copți. Dar de la bisericile copte nu se aude nimic, doar de la moschei. Trebuie să trecem Nilul pentru a ajunge în Valea Regilor. Wow! Nilul! Deci din 1970, de când au făcut lacul de baraj de la Aswan, care are multe avantaje, dar și multe dezavantaje, dar despre asta vorbim altă dată. Nilul fluctuează foarte mult în funcție de cum acumulează ei apă. Deci, vara are cu până la 6 metri mai mult decât iarna. Deci, când au nevoie de apă, nivelul crește și iarna, când nu au nevoie de așa multă apă, nivelul scade. No woman, no cry. Dacă veniți în Luxor, aveți varianta să treceți de pe malul drept, pe malul stâng al Nilului către Valea Regilor cu autobuzul, un ocol de vreo 40 de minute, sau puteți, în schimbul la 10 euro, să faceți acea plimbare de 40 de minute cu barca. Dar ghiși ciuperc că ce-am ales noi. Ai văzut că băiatul ăla care te-a lăsat să conduci m-a făcut după aia semn dacă e ok și am zis că e ok și du-te și mi-a făcut semn să-mi dai ceva. Ce-am dat? Te-o întreba dacă îi dai, nu fi rău. Băi, normal să te întrebi. Bine, clar, na, nu mi-a dat în cap acum, nu mi-a scos banii din pormoneu, da? Păi aici așa funcționează țara asta, dar înțeleg, na, săraci, au salarii foarte mici și sărăcie, da. Faraoni, faraoni, dar aceștia au murit de mult, pe când stomacurile noastre sunt pline de viață. De foame. În prețul excursiei era inclusă și o masă la restaurant, dar băuturile nu. Restaurantul arată binișor. Băi, bufet suedez sau bufet egiptean? Thank you. De ce sunt așa verzi? În ce-s făcut? E o pisică. Hai de capul meu dacă tu-i. Vreau ce m-a speriat de ea. Vreau și noi, extrem de mare mâța asta. Am putut să zici. N-am apucat, eu am foarte curios ce mănânci. Nu știu, ceva falafel. Din ce sunt făcute astea de așa verzi? Din vegetale oricum. Uite, vezi ce arsez. Oare când o schimbat uleiul? Acum o săptămână? Hai, cum ne spune? Cum sună? Acum vom vizita Valea Regilor. E tare ghid ever, trebuie să fugim după el, să ținem pasul. Băi, și așa îi expediază pe ăștia, pe vânzătorii ambulanți, deci n-are rost.
Mult mai scurtă și mai deșertică decât ne imaginam, Valea Regilor ne întâmpină cu un titicar care ne duce la morminte. Pe baza biletului de intrare puteți vizita doar 3 morminte, la alegere dintre cele deschise, prin rotație, în ziua respectivă. Mormântul lui Tutankhamon costă extra și, spune ghidul, nici nu se numără printre cele mai spectaculoase. Deci e voie doar cu telefonul să filmezi și asta doar de câteva luni? E o lună mai exact și gratis. Avem poți și cu cameră video, foto, doar că trebuie să plătești o taxă de 18 euro. Oricum, Everyday Holiday filmat pentru dumneavoastră, deci nu vă faceți probleme. Valea Regilor este locul în care, timp de aproape 500 de ani, între secolele al XVI-lea și al XI-lea înainte de Hristos, au fost săpate în stâncă morminte pentru faraoni și alți nobili importanți. Aici sunt 63 de morminte. Ramses der Große war Ramses der Zweite, aber der Vierte war reich und stark, aber hat Ägypten nur 6 Jahre lang beherrscht. Und 6 Jahre war lang genug, um ein tolles Grabmal zu verzieren. Farben besichtigen Sie. Original 1200 vor Christus Ägypter regiert, über 3000 Jahre alt. Ne-au păcălit să mergem în cel mai adânc mormânt. De coborât coborăm, dar nu știu cum urcăm. Se pare că merită, chiar dacă... Hai, cum era, după miros, nu cum era bancul ăla, e ca armata română, mic, dar verde, cântă și pute. Ești într-un mormânt, nu? Au fost morți aici, chestii, în bălsămări, formol. Fii atent aici, e o ușă, ia vezi dacă se uită careva. Cred că asta e un caz pentru Dr. Everyday Hollywood. Se uită toată lumea, că-s camere de filmat. Unde? Ce aveau egiptenii, faraonii, camere de filmat? Aproape toate mormintele au fost deschise și jefuite în antichitate, dar oferă încă o imagine puternică despre puterea și opulența faraonilor. În 1922, Valea Regilor a devenit celebră prin descoperirea mormântului lui Tutankhamon, cu legendele aferente despre blestemul faraonului copil. Impresionant este faptul că aceste culori sunt culorile originale. Au încercat să refacă culorile, doar că nu au rezistat atâta de mult. Adică nu au rezistat, după 10-20 de ani sunt. Deci tehnologia de acum 4.000 de ani nu a reușit să fie refăcută. Calitate, domnule, calitate nemțească. Lucru nemțesc, exact. Orele zboară și ne grăbim către cel de-al treilea mare obiectiv al zilei, templul lui Hatshepsut. Deci fii atunci ce sar toți aici pe tine, așa? Da. Shakira, ești tu. Dar ne-am obișnuit. Și măcar adesești tu ce nevastă ți-ai luat. Trebuie să zic că egiptenii. Vezi? Mai că nu fără după tine. Asta e destul de stresant, de fapt, nu? Nu, neapărat. E ok. Am făcut ceva efort cu încetul ăsta. Templul mortuar al reginei Hatshepsut a fost construit în timpul celei de-a 18-a dinastii. Basoreliefurile dinăuntru povestesc despre nașterea divină a unei femei faraon, prima de acest fel. Pictogramele vorbesc apoi despre expediția în Țara Punt, o regiune exotică de pe malul Mării Roșii.
Numeroase statui și decorațiuni inițiale au dispărut în decursul veacurilor, precum o alee flancată cu sfinși și nenumărate statui ale reginei Hatshepsut în diferite ipostaze. Acestea au fost distruse după moartea ei la ordinul fiului ei Vitreg, faraonul Tutmos al III-lea. Fain a fost faza, erau în față niște meșteșugari care, na, când au ajuns autobuzul, lucrau de zor, păi, săpau acolo, sculptau în piatră figuri. Am intrat și, na, noi n-am putut să cumpărăm nimic, așa am ieșit foarte repede afară. Evident că au făcut pauză, știi, și, na, să ne vedem cum stau, s-au făcut că lucrează iarăși, așa, dar foarte fain a fost faza, că erau liniștiți, relaxați, cum au pe acolo și când am venit, din magazin, da, au sărit, păi, ce munceau ei de numai, știi că vezi, doamne, chestiile astea sunt făcute manual. După un scurt popas la coloanele din Memnon, ne pregătim de adevărata aventură. Spre stupoarea ghidului, nu ne vom întoarce cu grupul la Hurghada, ci vrem să ajungem la gară pentru a lua trenul spre Cairo. Acum va fi foarte interesant, pentru că, așa cum v-am spus, nu ne vom întoarce la Hurghada cu respectivul microbuz, ci ghidul ne va căuta un taxi care ne va duce la gară, unde vom încerca să ne urcăm în trenul pentru localnici. Întâi să găsim taxi. Bă, da, încep să mă îngrijorez. A coborât ghidul să ne caute taxiul și noi suntem aici, lângă... De că se întunecă. Lângă postul ăsta de armată. Și știi ce mi s-a părut mega ciudat? Că o coborât ghidul să meargă după taxiul și șoferul microbuzului a tras microbuzul să nu se vadă că suntem turiști. Și mi-a spus că uneori vin taxiurile încoace. Bine, este și Uber în Egipt, dar nu mai avem SIM card cu internet în Egipt. Și cred că e doar în Cairo, nu știu dacă în Luxor funcționează Uber. Mai e, multe controle militare, e greu să te deplasezi pe cont propriu. Trebuie să te știi. Hai că ne-a găsit taxiul. Face poze la număr. Nu se întâmplă nimic. Te-a zis să ai înzamnul taxi și habe ca în privat. Reghidul nostru ce pleacă. Foarte drăguț. Bă, ai grijă, ține de bagaj că nu-i închisă ușa. Ai de cap, nu știu ce. Cum s-ar spune, până aici au fost cu vacanța pentru turiști. E o chestie care trebuie să o trăiești în viață, dar pe el nu știe că noi am fost în papă și am mers acolo. Bine, noi trăim de 10 ori pe an chestia asta. Da, ăsta e super comod microbuzul. Când am fost cu microbuzul ăla de 8 persoane și eram 25 în el, cum a fost? Vă lăsăm link către vlog în colțul din stânga sus. Bine ați venit în Egiptul neturistic. Suntem în Maxi Taxi. Gata cu Egiptul turistic. Suntem în gară împreună cu localnicii. În Luxor, turiștilor nu li se vând bilete spre Cairo la trenurile normale, oficial din motive de securitate, neoficial pentru a determina străinii bogați să dea $80 de persoană pe un bilet la vagonul de dormit al trenului de lux. Noi am reușit, cu mare bătaie de cap, să cumpărăm online bilete la un tren normal, la doar $12 de persoană. Aici, da? Da, hai că aduc bagajul. Un tren din asta vrei să mă urci? Da, da, nu, e un tren mai fain, la peronul numărul 2 am aflat, hai să mergem. Cred că ăsta e trenul nostru. Ideea e că dacă nu te pregătești psihic pentru gara asta, e prea ușor. Vagonul 3. Se uită toată lumea la tine. Number 4, number 3. Stăm regește, înțelegi, am pentru 600 de kilometri. Economic și surprinzător de confortabil. Te culci la Luxor și dimineața te trezești la piramide. Băi, dar am ajuns să sărim din mers. Din trenul ăsta care așa aer condiționat a avut că nu mai am voce, deci pe cuvânt. Bună!
Bună dimineața! Bună dimineața! Fii atent ce voce avem! Stai să spun de unde salutăm! Salutăm dintr-un orășel de lângă Cairo, pe nume Giza. O sperăm că așa se pronunță. Așa se cheamă, da. Și astăzi vom merge la piramide! Da, ce răgușite sunt! Groase! Da, este că suntem dimineața la ora 5. Dar ne bucurăm că trenul a avut o oră întârziere și nu am ajuns la 4. Deci în tot răul e un bine. Mai puțin și răsare soarele. Zice că ar exista Uber aici. Hai să vedem dacă e adevărat. Dark Red Chevrolet Aveo. Trebuie să mergem puțin mai departe de gară pentru că nu are voie să intre. Nu-i ăla? Vorbește singur, săracul. Adi, nu fugi, nu mă lăsa! Vorbesc singur. Good morning! Good morning! Ok. Salam aleikum! Păi e puțin dubios la ora asta. Morning. Like 10 p.m. I'll not take from you. Yes, yes, at 10 we take Uber. Asta e camera noastră. Cu vedere, ce drăguț. Dacă ar fi avut un mic, era și mai drăguț. Wow. Deci noi ne-am luat hotel, dar nu stăm. Deci am dormit o oră jumate. Și mergem să vedem piramidele. Pentru că nu vrem să facem Egiptul în 4 zile. Deci e nebunie maximă aici, pentru că e vineri, e weekend în țările arabe și toți copiii de la școală au... De la hotel, eu spus că nu-i nimeni astăzi. De ce să venim noi la 8 când se deschide? Veniți frumos după 9, băi, și noi ca tâmpiți l-am ascultat, înțelegi? Nici nu știu unde e coada. Piramidele pot fi lejer vizitate pe cont propriu. Dacă însă nu aveți nervi să-i refuzați pe numeroșii ghizi, fotografi și vânzători ambulanți care vă vor aborda lângă monumente, luați-vă un ghid din timp. Deci, recomandabil este să le vedeți doar din exterior. Costă 200, asta cât, 12 euro de persoană. Dacă vreți să intrați în piramida mare, mai plătiți încă 22 de euro de persoană. Dacă vreți să vizitați... piramida lui Cheops Hafra, atunci lui Hafra, a doua piramide, atunci trebuie să mă plătiți încă 12 euro de persoană. Piramidele sunt poate chiar mai mari decât ne-am așteptat, cu foarte multă lume în jur, dar au farmecul lor. Deci toată lumea vrea să-ți vândă ceva aici, totul costă un dolar. Nu vreau să-ți fac o poză de unde ești și după aceea cere bani. Asta e chestia, trebuie să te obișnuiești cu ea, nu... Da, lumea face un ban, dacă are cu cine. Nu știu ce, toată lumea are impresia că-s pietrele puse și nivelate, așa, nu? Așa, așa să te dai cu schiurile pe ele. Nu, 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 sunt puse piatră pe piatră, hai să vedem, hai să vedem. Deci piramidele le puteți vizita de capul vostru, pe jos, sau le puteți înconjura cu cămila sau cu calul. Dacă nu vă e milă de sărmanile animale, e o chestie bună pentru că le vedeți din depărtare, de unde nu sunt turiști, din spate, dinspre deșert. Și a treia variantă este să le vizitați cu mașina, dar asta e mai mult o plasă, pentru că nu veți fi duși tot traseul cu mașina, veți fi opriți în câte o parcare și așa mai departe. Aici sunt piramidele lui Hufu, Hafra și Menakura, sau în greacă Cheops, Kefren și Mikerinos. Toate trei au fost construite în timpul celei de-a patra dinastie a regatului vechi, în jurul anului 2500 înainte de Hristos. Lăsând la o parte teoriile construirii lor de către extratereștri sau analogia cu cele trei stele din constelația Orion, se presupune că au fost realizate prin târârea imenselor blocuri de piatră și ridicarea acestora. Tehnica exactă însă rămâne un mister. Inițial, piramidele au fost acoperite cu plăci lustruite.
însă timpul a distrus acest strat. Welcome to Egypt Everyday Holiday. Okay. Foarte mult vor să se fotografieze cu Alexandra, dar nu putem să-i lăsăm pe toți, că altfel n-am mai plecat de aici. Lângă piramide se află, desigur știți, Sfinxul. Deși există numeroase teorii fanteziste privind vechimea lui, este general acceptat că a fost ridicat odată cu cea de-a doua piramidă, cea a lui Khefren. Seara la piramide are loc un spectacol de lumină și muzică, The Sound and Light Show. Un bilet costă începând de la $20 de persoană. Nu a fost timp să vizităm templul de la Abu Simbel, din sudul țării, capitala Cairo sau peninsula Sinai. Dar, oricum, zilele nu au intrat în sac. Pentru că everyday holiday, fiecare zi e o vacanță. Dragilor, am petrecut 4 zile minunate în Egipt. Se poate Egipt în 4 zile? Dacă ești everyday holiday, se poate. Un pic așa grăbit, dar se poate. Dacă v-a plăcut aventura noastră, nu uitați să vă abonați, să dați acolo, să bifați clopoțelul, like, comment și tot ce se poate. Până data viitoare, vă pupăm!